Președintele Consiliului de Administrație al Clubului Pandurii Târgu Jiu, Mihai Prunariu, a prezentat sumele de bani aduse de acționar la echipă pentru sezonul 2014-2015. Cei mai mulți bani provin de la Complexul Energetic Oltenia, 12 milioane de lei, iar cei mai puțini de la Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia, 100 de mii de lei. Asociații, cu cât vor contribui? Păi, pentru următorul campionat 2014-2015, cred că au fost publice sumele, 120 de miliarde sau 12 milioane de lei noi, Complexul Energetic Oltenia, 500 de mii Primăria Municipiului Târgu Jiu, 200 de mii Consiliul Județean, 1 milion Artego și 100 de mii USM-ul. În ceea ce îl privește pe omul de afaceri Nicolae Sarcină, Prunariu spune că încă nu s-a stabilit suma cu care va contribui acesta în calitate de sponsor al echipei gorjene. Cu sponsorul suntem în discuții, încă n-am stabilit cu acesta o sumă și un contract ferm. Da, probabil că îl vom încheia. Noul șef al pandurilor a dezvăluit și cum vrea să aducă mai mulți bani la club. Prunariu se bazează pe piața transferurilor. Vrea să rotunjească conturile echipei prin vânzarea de jucători. Va trebui să facem o politică să cumpărăm jucători ieftini și să-i vindem mai târziu pe bani mai mulți. Eu cred că putem face. Dar dacă îl întrebați pe domnul Dragomir Mitică, poate vă spunea, dar nu pot să prognozez, nu sunt mama Omida. Dar mi-aș dori lucrul acesta. Să facem la un moment dat un buget care să fie suportat mai mult de 80% din aceste transferuri de jucători, din veniri și plecări de jucători. În ultimii ani, vicecampioana României a făcut o afacere din vânzarea jucătorilor de valoare. În ultimii 6 ani, pandurii au vândut fotbaliști pe bandă rulantă, reușind să aducă în cont peste 6 milioane de euro. Numai anul trecut, prin transferul la 3 jucători importanți, pandurii au încasat peste 3 milioane de euro.